Ea este crucea ta. Un bărbat a venit la duhovnicul său să se plângă. Părinte, nu o mai suport. Îi merge gura toată ziua. Că aia nu-i bine, că de ce nu câștig mai mulți bani, că de ce nu fac așa, că de ce nu fac pe dincolo, reproșuri peste reproșuri. Eu vreau să divorțăm, părinte, și o să-mi iau altă femeie. Bine, dar tu de ce te-ai căsătorit cu ea? Păi cum de ce? Pentru că o iubeam. O mai iubesc și acum, dar îmi este foarte greu. Atunci ascultă. Cu ea te-ai unit în fața lui Dumnezeu, ea este crucea ta. Dacă divorțezi, să știi că următoarea soție o să te mâhnească și mai mult. Nu poți fugi de crucea ta decât dacă iei o cruce și mai grea. Vrei să te mântuiești? Rabdă-ți femeia. Bucură-te că nu te înșală. Cât despre gură, aproape toate femeile vorbesc mult. Femeia care știe cât să vorbească, cum să vorbească și când să vorbească, e greu de găsit. Dar să știi că asta e valabil și pentru noi bărbații. Iartă-o, arată-i dragoste, chiar dacă se poartă urât cu tine. Dacă tu faci tot ce stă în putință să fie bine și dacă ea nu vrea să se schimbe, o să cedeze ea și o să divorțeze fără să-ți ceară părerea. Iar dacă se va ajunge la divorț, nu cumva să se ajungă din cauza ta. Îți repet, dacă fugi de o femeie, gândindu-te că vei da de una mai potrivită pentru tine, o să cazi din lac în puț. Ești unit cu soția ta în fața lui Dumnezeu. Nu uita asta. Povestea bețivului. Un om ajunsese bețiv din cauza necazurilor prin care trecuse de-a lungul vieții. În zilele când era lucid, se retrăgea undeva în pădure, încât nimeni nu-l mai putea găsi și revenea singur în sat, abia după câteva zile. Cu ce trăia, unde dormea și ce făcea el în acest timp, numai Dumnezeu putea ști. Într-un târziu, l-au găsit mort la marginea satului, având o metanieră mare în mână și o cruciuliță în buzunarul de la piept. Că a murit de foame, de frig sau de necaz, sătenii nu și-au putut răspunde. Un lucru era sigur, a murit în pocăință. Cei mai mulți s-au bucurat de moartea lui ca de o izbăvire, pentru că își ziceau ei: degeaba mai trăia, un bețiv și un om de care toți se scârbeau. Dar iată că bețivul satului lor era de fapt un nebun pentru Hristos, sau poate chiar un sfânt. Cine îl hrănea pe el în acele zile când se retrăgea în pădure? Unde se adăpostea el de fiarele sălbatice, de ploaie sau de ger? S-a descoperit mai târziu preotului din sat, printr-o vedenie, că bețivul a fost iertat și i s-au acoperit toate celelalte neorânduieli pentru că pocăința ce o făcea întrecuse păcatele lui cele multe. I s-a descoperit chiar că satul lor fusese de multe ori ocrotit de rele și necazuri, tocmai datorită rugăciunilor acestui zdrențuit, bineplăcut al lui Dumnezeu. Unii au mărturisit că trecând odată prin pădure, au văzut în depărtare o ființă ce era înălțată de la pământ, aproximativ 2 metri. Poate că era chiar acest drept al lui Dumnezeu, care atunci când se ruga, nu mai avea pământul sub picioare. De frica acestei vedenii înfricoșătoare, sătenii nu au mai trecut niciodată prin acele locuri pustii. Pentru mulți dintre ei, bețivul devenise acum sfântul, iar pentru alții, a fost chiar o pildă puternică a vieții lor, ferindu-se de atunci de a mai judeca vreun om, știind că orice bețiv poate fi un sfânt. Neascultare. O femeie i-a spus duhovnicului: părinte, îs tot bolnavă. Atunci duhovnicul a întrebat-o: de cât timp ești bolnavă?
O, să tot fie vreo 30 de ani, părinte. Umbli la biserică? Umblu, părinte. Te rogi? Mă rog, părinte. Te spovedești? Mă spovedesc, părinte. În fiecare lună aproape mă spovedesc. Faci parastase pentru cei morți? Fac, părinte. Fac toate rânduielile. Dar îs bolnavă de numai nu-mi iese sufletul. Atâta-s de bolnavă, părinte. Dumneata greșești undeva înaintea lui Dumnezeu. Dacă-mi dai voie, hai să ne rugăm, îi spuse părintele. Mă rog și eu și dumneata să ne arate Domnul Hristos unde greșești. După un an de zile, abia și-au dat seama de unde vine necazul. Ea punea pomelnic pentru cei spânzurați. Atunci părintele a întrebat-o: de cât timp pui dumneata spânzurații pe pomelnic? Ehe, părinte, păi de 30 de ani. Vezi, de 30 de ani de zile ești tot bolnavă. Nu cumva să ai în minte că ai fi mai bună decât Hristos sau decât Dumnezeu. Vedeți, aici e greșeala oamenilor. Aveți grijă să n-aveți în minte că veți fi cumva mai bun decât Hristos sau ca Dumnezeu. Niciodată. Dacă rânduiala bisericii zice să nu-i pui pe pomelnic, să nu-i pui, că pui la urmă oricum cu tot neamul lor și acolo îl cuprinzi și pe el. Asta e altceva. Biserica e ca o mamă, tot bună. Pe toți îi cuprinde la slujbă. În voia lui Dumnezeu. În cartea Sfântului Ioan Maximovici există un dialog dintre un cerșetor și un renumit teolog. Acest teolog, vreme de 8 ani neîntrerupt, l-a rugat pe Dumnezeu să-i descopere un om care ar putea să-i arate cea mai sigură cale către împărăția cerurilor. Într-o zi, când a ajuns la apogeul rugăciunii sale, a auzit un glas spunându-i: mergi la biserică și la intrarea ei vei găsi pe omul pe care îl cauți. Atunci acela a lăsat rugăciunea și a mers în grabă la biserică, unde a aflat un cerșător bătrân cu haine zdrențuite și genunchii răniți. O dimineață bună și fericită să ai, bătrânule, îi dădu binețe teologul. Eu nu am avut niciodată vreo dimineață rea sau nefericită, a răspuns cerșetorul. Atunci teologul i-a spus din nou: fie ca Dumnezeu să-ți trimită tot binele. Dumnezeu niciodată nu mi-a trimis ceva să nu fi fost bun. Teologul, auzind și al doilea răspuns ciudat, l-a întrebat: ce se întâmplă cu tine, bătrânule? Eu îți doresc să fii fericit, iar tu îmi răspunzi altceva. Dar niciodată nu am fost nefericit. Trăiesc după voia lui Dumnezeu, iar pentru jugul pe care mi l-a dat el, niciodată nu m-am plâns și totdeauna am fost mulțumit. Bătrânule, dar tu de unde ai venit aici? L-a întrebat teologul. De la Dumnezeu. Și unde l-ai aflat? L-am aflat acolo unde l-am lăsat, în voința cea bună. Cine ești tu, bătrânule, și de ce categorie aparții? Oricine aș fi, important este că sunt mulțumit cu starea mea, pentru că împărat este cel care se stăpânește și se conduce pe sine. Atunci teologul a fost de acord că drumul cerșătorului era cel mai sigur și singurul care duce la ceruri, adică lăsarea cu desăvârșire în voia lui Dumnezeu. Milostenie. Într-o zi l-au întrebat câțiva credincioși pe părintele Vicentie: părinte, oare este păcat a mânca de dulce în zile de post? Iar părintele le-a răspuns: ascultați, fraților, tot ce dezmiardă trupul este păcat. Când biserica ne oprește să mâncăm de dulce,
suntem datori să postim. Eu nu vă pot dezlega să mâncați, iar când biserica dezleagă la toate, eu nu vă pot lega să nu mâncați. Deci să facem așa cum ne învață biserica. Spuneau ucenicii că protosinghelul Vicentie mânca foarte puțin, numai cât să-și mențină viața. Tot ce căpăta de mâncare împărțea la cei din jurul lui, iar dacă îi mai rămânea ceva, către seară se ducea la maicile sărace și le zicea: Maică, m-a trimis Hristos la sfinția ta cu ceva de mâncare. Te rog să o primești în numele Domnului. Către maicile mai îndestulate din mănăstire, zicea bătrânul uneori: Auziți ce spune Hristos, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Deci mare osândă vom lua, de nu vom face milostenie. Călugărul trebuie să mănânce un singur fel de mâncare și acela cu multă înfrânare. La fel și haine să aibă numai două, una de lucru și alta de biserică, și acelea să fie simple. Atunci când venea vreun sărac la părinte și nu avea ce să-i dea, se ducea la maici și le zicea cu glas rugător: Maică, a venit Hristos la mine și nu am ce să-i dau milostenie. Te rog, împrumută-mi 100 de lei și când voi avea ți-i voi da înapoi. Iar maicile, văzând dragostea lui pentru săraci, îi răspundeau: Poftiți, părinte, 100 de lei și nu ni-i mai da înapoi, că vrem și noi să miluim pe Hristos. Altădată a venit un călugăr să-i ceară cuvânt de folos, iar bătrânul i-a zis: Ascultă-mă, ta părinte, ai primit ceva astăzi? Astăzi să împarți la toți, nimic să nu ții pentru a doua zi, nici bani, nici pâine, nici două haine. Că are grijă Hristos să te hrănească și mâine? Iar într-o iarnă i-a cusut monahia Migalușa, mama sa, un rând de haine noi călugărești din lână țigaie. Dar înainte de a le îmbrăca, a venit la cuviosul un om sărac cu soția să ceară milostenie. Aveau acasă 10 copii și duceau lipsă de toate. Deci le-a zis părintele: Poftiți hainele acestea de șiac, sunt preoțești, dar puteți să le prefaceți în haine pentru copii. Iarna țin foarte cald și sunt noi. Tot stăteau la mine degeaba, noi avem de toate. Bogda proste, părinte, au spus oamenii și au plecat. Deci auzind, mama lui a zis suspinând: Cum ai dat de pomană hainele acelea noi, așa de bune? Cu ce o să te îmbraci iarna asta? Lasă, maică Migalușa, nu mai plânge, au mângâiat-o celelalte. Are Dumnezeu grijă de părintele Vicentie. Pâinea care s-a făcut piatră. În vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, trăia un bogat care ținea împreună cu soția lui de erezia lui Macedonie. Odată, ascultând învățătura Sfântului, s-a pocăit și s-a întors la adevărul Sfintei Biserici. Soția lui însă, în timp ce din gură mărturisea credința ei în ortodoxie, inima ei trăia încă în erezie. La o mare sărbătoare a bisericii, când se obișnuia să se împărtășească mulți creștini, s-a întâmplat următorul fapt. Soția bogatului s-a dus pe ascuns la preoții ereticilor să se împărtășească, dar nu s-a împărtășit, ci luând în mâinile ei pâinea, a dat-o pe ascuns slugii ei să o păstreze, fără ca cineva să-și fi dat seama ce a făcut. La începuturile creștinismului, creștinii luau sfintele taine separat, adică luau în mâna dreaptă sfântul trup și după aceea, separat, sângele Mântuitorului. Această ordine s-a schimbat, se pare, în secolul al VIII-lea, iar astăzi numai preotul se împărtășește cu sfintele taine separat. Când mai târziu se săvârșea sfânta liturghie a ortodoxilor, femeia s-a dus cu bărbatul ei la biserică să se împărtășească.
când a venit rândul ei, a luat sfântul trup din mâna sfântului Ioan Gură de Aur, însă nu s-a împărtășit, ci a luat pe ascuns pâinea ereticilor. Imediat s-a cutremurat de o minune. Pâinea ereticilor s-a transformat în gura ei în piatră. Femeia s-a înfricoșat. Cu voce tare a povestit tuturor întâmplarea și de atunci a crezut din tot sufletul în Biserica Ortodoxă. Sfântul Ioan a așezat acea piatră în chivot ca să amintească minunea.